doamnelor și domnilor, la interviul de astăzi. Invitatul nostru este domnul Daniel Șule, este președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Vrem să aflăm de la dumneavoastră, în primul rând, cum încheiați anul 2019, că ați avut ceva probleme în decursul anului. Da, eu cred că încheiem anul foarte bine. Într-adevăr, la un moment dat nu am avut bani până la finalul anului, dar ultimele rectificări care s-au făcut au asigurat bugetul inclusiv pentru luna decembrie. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu la spitale. Știți că anterior am declarat că luna decembrie nu era acoperită. În mod normal nu era o problemă pentru că conform legislației se puteau greva din creditele de angajament al anului viitor și se puteau înregistra pe bugetul anului viitor. Dar mai bine că au venit, pentru că astfel bugetul anului viitor se diminua dacă înregistram creditul de angajament aferent lunii decembrie în bugetul anului viitor. Am primit suma de 11 milioane de lei și astfel avem acoperit în integralitate și luna decembrie și la spitale. Am mai primit 4 milioane de lei la medicamente gratuite și compensate, la fel s-a acoperit și consumul lunii decembrie, deci nu mai avem nicio problemă și la restul serviciilor medicale, ceea ce înseamnă asistența medicală primară, clinicul, paraclinicul, recuperare, reabilitarea sănătății, asistență medicală stomatologică, avem bugetul acoperit în integralitate și pentru luna decembrie. Un lucru extraordinar care s-a întâmplat este cel referitor la plata concediilor medicale. Vreau să vă spun că prin buget am primit suma de 29 de milioane de lei, adică dacă vorbim în bani vechi, 290 de miliarde, o sumă extraordinar de mare și care ne ajută pe noi să facem plata concediilor medicale către angajatori care erau restante. Aici e de menționat că de 3 luni de zile, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie, nu se mai făcuse nicio plată. Cu această sumă o să asigurăm plata concediilor medicale la zi și cred că asta e o veste așteptată de cei mai mulți angajatori, pentru că deja au început să pună presiune și pe bună dreptate pe Casa de Asigurări de Sănătate privind recuperarea indemnizațiilor aferente concediilor medicale. Vreau să vă spun că aceste plăți vor fi făcute începând cu data cu ziua de vineri. Probabil o să facem și luni și marți, dar oricum până la sfârșitul săptămânii viitoare o să fie plătiți banii în integralitate către angajatorii care au depus dosare de recuperare la Casa de Sănătate Gorj. Mă gândesc că la începutul anului 2019 v-ați propus un plan de management. Cum a decurs? Cu mulțumiri, cu nemulțumiri? Cum a fost anul acesta? Eu cred că tot ce ne-am propus, având în vedere și ultimele rectificări, s-a realizat în integralitate. Au fost lucruri în general foarte bune. Am venit de fiecare dată în sprijinul asiguraților, dar știți că la noi trebuie să vii și cu bani, nu numai cu o vorbă bună. Că dacă nu vii cu bani, sănătatea nu se tratează doar pe vorbe, fie ele și bune. Încă o dată vă spun, închidem anul în condiții foarte bune. În aceste zile facem și plăți către furnizorii de servicii medicale aferente serviciilor lunii noiembrie și aici iarăși o să vă dau exemplu niște cifre care fac dovada plăților consistente pe care noi le efectuăm. La spitale plătim în jur de 230 de milioane, în jur de 23 de milioane de lei, adică vreo 230 de miliarde, dintre care vreo 12 milioane se duc doar pentru transferurile de la bugetul de stat pentru creșterile salariale care au avut loc la personalul medical începând cu luna septembrie 2015. După cum se poate vedea, e un efort consistent, mai mult de jumate din banii care se alocă spitalelor vin prin transferuri de la bugetul de stat pentru creșterile salariale. Vă spuneam mai devreme că plătim 29 de milioane de lei pentru concediile medicale. La medicina de familie plătim la fel, sperăm ca mâine să plece banii în jur de 3.800.000 de lei, adică vorbim în bani vechi cam 38 de miliarde de lei. La fel la medicamente gratuite și compensate o să plătim în jur de 4.500.000
și pe celelalte domenii de asistență medicală, în zilele care au trecut s-au făcut plățile astfel încât și noi și furnizorii să încheiem anul în condiții foarte bune. Spuneți-ne, vă rog, dacă în urma verificărilor făcute la farmacii, la spitale, la medicii de familie, ați găsit probleme mari, nereguli mari? Nu, vreau să vă spun că în ultimul timp nu s-au mai găsit probleme mari la furnizorii de servicii medicale și medicamente care sunt în contract cu Casa Gorj. Asta probabil se datorează și faptului că sistemul s-a informatizat și atunci medicii mai puțin greșesc pentru că ei sunt obligați să bage în programele informatice cu care lucrează toate datele care sunt obligatorii și programul informatic nu te lasă să treci mai departe dacă nu ai introdus toate datele care sunt cerute de legislația în vigoare. Ce s-au mai găsit lucruri mărunte care țin mai mult de birocrație, necompletarea în registrul de consultații, pentru că pe lângă raportarea electronică există și un registru de consultații scriptic, necompletarea întotdeauna cu toate datele, neeliberarea unor rețete atunci când este cazul după un consult medical sau la externarea pacientului din spital. Toate acestea se sancționează de către Casa de Sănătate, dar vreau să vă spun că în ultimul timp au scăzut foarte, foarte mult abaterile. Mă uit în special, de exemplu, la furnizorii de medicamente, unde rar când ne ducem în control mai găsim lucruri pentru care să fie amendați, pentru că, după cum se știe, și aici de ceva timp s-a introdus prescripția electronică și nu mai poți să treci mai departe dacă nu completezi cu toate datele care sunt cerute de aplicația informatică. Înainte, când era o rețetă scriptică pe format de hârtie, de multe ori, ori medicii, ori farmaciștii pe componenta eliberare omiteau să completeze anumite date și atunci eram nevoit să inputăm rețetele respective. Acum, fiind programul, nu-ți permite să treci mai departe și astfel și erorile s-au împuținat. Știu că în 2018 erau foarte puține firme în județul Gorj care asigurau îngrijire la domiciliu. Aș vrea să ne spuneți, domnule președinte, care este situația în 2019. Din păcate și acum sunt foarte puține firme, sunt doar două firme. Știți că la un moment dat noi am avut și ceva probleme la nivelul județului Gorj cu niște firme de îngrijire. La un moment dat avem chiar 10 firme de îngrijire la domiciliu. Cu două firme au fost ceva probleme cu organele de cercetare penală. Sunt niște dosare în curs de judecată. S-au constatat acolo și niște prejudicii și atunci și celelalte firme care erau în contract cu noi, majoritatea au renunțat, nu știu dacă s-au speriat sau din ce motive au renunțat la contractul cu casa. În acest moment nu avem decât două firme. Cred că ar fi bine să fie mai multe firme, pentru că dacă stăm să ne uităm, cheltuiala pe care o face o firmă de îngrijire la domiciliu cu un pacient este mult mai mică decât cea pe care o face un spital cu același pacient în condițiile în care este internat. Plus, haideți să fim sinceri, orice pacient se simte mult mai bine dacă se află în sânul familiei decât dacă este internat și e ideal dacă pentru afecțiunile care pot fi tratate la domiciliu să fie tratate la domiciliu și nu prin internarea în spital. Deci sunt două componente. Una financiară, prin care costurile cu internarea în spital sunt mult mai mari decât cele cu îngrijire la domiciliu, și celălalt aspect care ține de latura umană, cum vă spuneam mai devreme, că e mult mai bine să fii tratat în sânul familiei decât să fii internat într-un spital. Cu listele de așteptare, cum a fost anul acesta? Am avut ceva liste de așteptare la dispozitive medicale. Vreau să vă spun că la acest moment nu mai avem nicio listă, suntem la zi cu dispozitive, pentru că și aici a venit o rectificare, suntem la zi cu dispozitivele medicale. La final de an, poate dacă o să rămână pe listele de așteptare, eventual cererile depuse de la acest moment până la sfârșitul anului. Dar, și aici trebuie făcut o precizare, ceea ce înseamnă
dispozitive medicale care pun viața în pericol pacientului sunt eliberate cu prioritate și nu stau pe listele de așteptare. Și aici vorbim de aparatele de oxigen, vorbim de pungile de colostomie pentru bolnavii operați de cancer. Tot timpul, indiferent de banii care i-am avut, acestea dispozitive, pentru aceste dispozitive medicale am rezervat bani și le-am dat imediat ce pacienții au solicitat. Ce vă propuneți pentru anul viitor? Bine, asta și în funcție de bani. Trebuie să așteptăm. Asta e unul din aspectele, dar știți, vedeți ce se întâmplă pe la toate instituțiile, că în ultimul timp nu s-au prea putut face angajări. Am mai avea nevoie și de personal, vrem să întărim și structura de control, să intensificăm controlele la furnizorii de servicii medicale, dar dacă nu se poate, ne descurcăm și cu personalul pe care îl avem, pentru că avem un personal calificat și pe această cale aș vrea să le mulțumesc pentru colaborarea pe care mi-au acordat-o pe tot parcursul anului. Sunt oameni care lucrează în Casa de Sănătate de foarte mulți ani de zile, au expertiza necesară. Dacă o să putem și angaja, o să fie bine, dacă nu, o să ne descurcăm și cu oamenii pe care îi avem. Știți cum e, se mai redistribuie din stat și se mai adaugă la fișa postului, nu trebuie să ne plângem, important e că trebuie să fim în slujba asiguraților și să meargă treburile foarte bine, pentru că, metaforic, dacă nu se fac 2 km de autostradă, nu e o tragedie așa mare, dar dacă sistemul medical nu merge, chiar e o tragedie pentru toți asigurații din județul nostru. Acum știți exact cum spunea și dumneavoastră, depinde foarte mult și de bugetul pe care o să-l avem alocat, probabil în primele luni ale anului până se aprobă bugetul, că nu cred că mai e timpul necesar să fie trecut și prin Parlament, o să se meargă pe media, pentru că așa prevede legislația, pe media anului 2019, ceea ce nu e un lucru chiar așa de rău, pentru că am stat destul de bine în anul 2019 cu bugetul alocat, nu au fost probleme, medicamentele se onorează, eliberările de medicamente se onorează la nivelul celor raportate către farmacie, adică nu avem un plafon prin care, domnule, luna asta se pot elibera doar de 4 milioane de lei și dacă se depășește, cum erau acum mulți ani, dacă se depășea plafonul alocat, nu se mai elibera rețete de către farmacii. Eu zic că și spitalele stau destul de bine și încheie anul foarte bine. Deci una peste alta putem să spunem că încheiem foarte bine activitatea și că instituția noastră a fost alături de asigurații din județul Gorj de-a lungul anului și i-a sprijinit cu tot ce au avut nevoie. Mulțumim mult de tot pentru tot acest amănunt. Și eu mulțumesc și toți suntem în perioada sărbătorilor și pe final de an aș dori să urez tuturor asiguraților, colaboratorilor și colegilor mei sărbători fericite, un an nou și mai bun dacă se poate și la mulți ani, chiar dacă poate e un pic de vreme, dar poate nu ne mai auzim și de aia spun încă o dată la mulți ani și multă sănătate, că e cea mai importantă. Așa este, dacă suntem sănătoși, le facem pe toate, să vă fericite și dumneavoastră. Punem punct aici interviului zilei. Ați ascultat mai multe amănunte despre activitatea din 2019 de la președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, domnul Daniel Șurlea. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție.